Am călătorit continuu 15 luni în jurul lumii. Am plecat din România spre est și m-am întors dinspre vest. Din România până în Japonia nu am luat niciun avion, am mers doar terestru. Adică am luat mijloace de transport în comun terestru. Și a însemnat o călătorie spirituală extraordinar de frumoasă, bogată în imagini. Eu încerc să prezint proiectul cât mai onest posibil și să încerc să le explic că, uite, eu am proiectul Atlasul Frumuseții și dacă vrei să faci parte din el, eu m-aș bucura foarte mult. Este nevoie de un Atlas al Frumuseții feminine autentice, a femeii care se bucură de ea așa cum este, fără să împrumute neapărat foarte multe idei din alte părți, să zic așa, și o femeie care își duce mai departe cultura și bogăția tradițiilor ei. Asta mi s-a părut mie interesant. Nu vreau să vorbesc neapărat despre frumusețe, vreau să vorbesc despre autenticitate, despre diversitatea globului, despre diferențele dintre noi care ne fac cu adevărat frumoși. Bani reușesc să strâng, cu atât mai multe țări o să reușesc să documentez pentru Atlasul Frumuseții. Eu călătoresc la buget foarte redus și atunci un Atlas al Frumuseții o să însemne un chip din fiecare țară a lumii. Deci este foarte mare, e o cale foarte lungă până acolo. Dar ca să fie un proiect cu adevărat unic în lume, așa ar trebui să arate. Oamenii obișnuiți au fost foarte aproape de mine. Românii, în primul rând, au fost aproape de mine și aici acasă și din alte părți. Foarte mulți m-au cazat la ei și mi-au dat și de mâncare și au fost extraordinari. Vă mulțumesc din suflet tuturor care ați fost alături de mine. De la sprijinul vostru a fost extraordinar de important pentru mine. Altfel nu s-ar fi materializat absolut nimic, nici măcar la această expoziție. Deci vă mulțumesc din suflet că sunteți aici și în continuare sper să fiți alături de mine. Pentru mine frumusețea înseamnă următorul lucru. Într-o epocă a globalizării, când toți suntem să fim la fel, haideți, vă rog eu mult, să ne păstrăm autenticitatea și să ne ducem mai departe cultura și origine și bogăția. Dacă noi o să fim cum suntem noi, nu o să trebuiască să mai avem nevoie de trenduri și alte lucruri.